Sărbătoare mare astăzi în centrul orașului Tismana. Autoritățile județului Gorj au dat curs invitației de a participa la primul festival organizat în Patria Castanului. Proiectul este inițiat de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj și este menit să salveze plantațiile de castani afectate de cancer. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Gorj spun că deja au început tratamentul la plantațiile afectate, iar pe cele câteva hectare de teren vor fi plantați puieți. Practic, în acest proiect, 60 de hectare de castan care în prezent suferă de cancer vor fi tratați de către partenerul nostru ICAS Brașov. Deja tratamentele au și început cu vara anului 2013. Mâine deja vom evalua primele rezultate împreună cu specialiștii prezenți la acest festival și 25 de hectare care sunt compromise, nu mai au nicio șansă, le vom împăduri începând cu primăvara lui 2015, lăsând urmașilor noștri munca de acum. Autoritățile speră ca prin intermediul unui astfel de festival turiștii vor fi atrași în zonă. Localnicii se bucură că vor avea posibilitatea să-și salveze castanii. E foarte frumos. E foarte bine, foarte frumos. Va ajuta la dezvoltarea comunei? Da, da. Primăria? Da, avem și noi. E bine că se fac aceste tratamente ca să-i salveze? Da, da, fac. E foarte bine pentru populație și pentru Togorjul. Castanele Togorjul. Primarul orașului Tismana, Marian Slivilescu, consideră că un asemenea proiect este extrem de important pentru localitate, știut fiind faptul că simbolul orașului este castanul. Extraordinar de important, v-am spus, castanul este un simbol, un element de referință pentru Tismana. Pădurea de castani a fost și sperăm să rămână un element de referință cu care ne mândrim. Are o importanță economică castanul pentru noi, pentru că vă spuneam, în afară de fructele care sunt atât de apreciate de atât de oameni cât și de fauna cinegetică, mai avem floarea care este valorificată de albine, mierea de castan este de asemenea foarte căutată de apicultori. Localnicii au fost serviți cu castane fierte și tocan de oaie, pregătite special pentru acest eveniment de către organizatori.